urmă i-am zis, da, eu de ce să plâng? Trebuie să fiu la fel ca ei. Nu-i așa? Că făceau mișto și strungare și toate alea. Zic, ia stai că eu sunt ingineria strungar. Nu are studiile mele. A, faceți mișto? Stați că am învățat și eu să fac mișto. Viață, viață, înveți. Toată viața. Că pe urmă nu mai știu când vorbesc serios și când fac mișto și când țipam odată. Că zic, dacă am țipat, dacă am ridicat, înseamnă că sunt nervoasă și vorbesc foarte serios. Nu mai vorbim nimic la mișto. Dacă nu e gata prevenitorul până la ora 4, vă tai ziua de muncă. Că să mai piteau, să mai bea. Știi cum fac muncitorii? Dacă nu e gata și nu dau prevenitorul sau capul de erupție gata la ora 4, ați înțeles? Vă tai ziua. Eu nu stau la spatele vostru cum stătea Colțeanu. Că eu am de făcut și hârtii pe care vă luați voi banii. Nu mă interesează. Am normativul. Știu că 5 oameni trebuie să termine prevenitorul în 8 ore. Dacă nu e gata, vă tai la toți ziua de muncă. Și am mers bine cât am fost eu șefă. Zic, nu stau. El, fostul șef, stătea lângă ei să muncească. Să-i vadă, să nu se ducă la băutură, să nu se pitească. Iar eu zic, mie nu-mi place să stau, că nici mie nu-mi place să stea cineva să vadă cum muncesc. Ce ție nu-ți place altfel? Dar atât, eu știți că fac și normal. Știu în cât timp trebuie Luca Strungar să-mi fac șurubul ăsta metri 10 sau metri 60, 30 sau așa. Dacă nu mi-ai făcut atâtea în timpul ăsta, nu ești eficient, o stai o jumătate de zi de muncă. Că prima dată m-am ocupat de normare, de asigurarea calității, da, așa, de făcut desene la piesele rupte. Și oricum, când s-a îmbolnăvit șeful de atelier, directorul m-a lăsat pe mine șefă de atelier, deși finăsul era tot inginer, dar era un bețiv și îl ținea pe acolo ca să iasă și el la pensie. Înțelegi? Nu l-a pus pe finăsul, care mai avea puțin până la pensie, șef de atelier. M-a lăsat pe mine, că știa că sunt puternică și că m-am călit. Că mi-a și zis că am vrut să plec de acolo, din atelier. Zic, luați-mă din atelier, nu am nevoie la birou. Dați-mă la secție, la sonde, unde vreți. Nu că tu ești bun acolo. Lasă că acolo știi că am fost și eu, directorul fusese șef de atelier. Acolo s-a format și Anghelache, care era șef de secție, și tu ești bun acolo. Da, sunt, dar când Anghelache s-a dat la mine ca bărbat și dacă nu i-am cedat, mi-a făcut referat, zic eu nu mai stau acolo. Că eu nu mă culc cu Anghelache care se culcă cu muncitor, cu sudorițele sau cu nu știu ce. În primul rând îmi place de el, ca om. Ca inginer e bun, i-am zis, ca inginer e pregătit. Dar ca om, e ultimul om pentru mine. Odată ce te pretezi să te culci cu o muncitoare necalificată, cu o sudoriță, chiar într-un depozit de la prins cineva, acolo, pare nu s-au dus și la un hotel ceva, șef de secție, n-a avut bani să o ducă pe aia la hotel. Trebuia să o fac acolo, la locul de muncă. Și când s-a dat, i-am zis, pardon, mă confundați, eu nu sunt Magda. Ce, dacă sunteți șef de secție, credeți că trebuie să vă pice toate femeile la pat? Sunt dură sau sunt corectă? Sunt corectă. Că așa e. Bărbații încearcă. Da. Nu? Bărbații încearcă. Și acum femeile depinde. Cedează sau nu.
că, ci că bărbații sunt vânători și noi suntem căprioare. Eu nu mai sunt căprioară, sunt, cum să zice, la căprioara adultă. Acum, ciută, cum se numește? Sau ciută? Sau bărbații sunt vânători și ne vădea. Așa spunea unul tot la, că mai râd și râdeam la atelierul mecanic. Uite, dacă și femeile au ajuns și poliție să dirigeze, femeile sunt puternice și peste tot. Și sunt mai corecte decât, și mai puțin coruptibile decât bărbații. Apropo de ce am discutat în seara asta. Cu bărbații e la o băutură și adevărul e în vin. Și acolo spun tot. Când noi femeile nu ne îmbătăm, decât sunt și femei bete, că am văzut și femei bete, dar eu am zis tot, atât. Beau un pahar de vin după o friptură, dar atât, un pahar, nu mai mult. N-ai văzut ce scandal este cu fata aia violată? Nu. Nu te uiți la știri? Nu am mai văzut ce s-a mai întâmplat. A, nu, dar e scandal. Eu i-am scris lui Simion așa, dacă, pe pagina lui, pe Messenger, zic, ai grijă, rezolvă cu, da, așa, rezolvă cu fata aia, că eu am fată de 20 de ani, dacă mie mi-ar fi făcut, și-ar fi bătut joc unul de fata mea, eram în stare să fac crimă de om. Și am scris în paranteză și mi-asum ce spun, că fata aia e marcată pe viață, ea a fost îmbătată. Și am zis, mai scris așa, nu mai aduce la întâlnire mari minori, chiar dacă au voie să se înscrie de la 16 ani. Vezi ce ai pățit? Poate ți s-a făcut. Exact cum mi s-a făcut lui PSD-ul ăla flagrantul cu portbagajul. E așa i-am scris, vezi că vei avea copil, nu se știe ce va fi, fată băiat. Zic, rezolvă că lumea, nu vezi, și șoșoacă cu ce te atacă? Te atacă cu fata aia. Și au dreptate. Mi-a zis și Anca Alexandrescu. Și eu am fată. Ia măsuri, că atunci i-am scris, după ce l-am văzut la Anca Alexandrescu și i-a zis Anca. Sunt mamă și am fată și dacă mi-ar fi, și-ar fi bătut joc trei bărbați de ea, pe toți îi omoram. Chiar dacă mă băga la pușcărie. Pe toți. Nu trebuie ca o fată când să rămână. Dezvirginarea e foarte grea și foarte dureroasă și dacă nu o faci cu cineva care îți place și îți bag alții joc, păi fata aia e marcată pe viață. Trebuie dusă la psihiatru, la psiholog, la... A recunoscut că a băut, dar nu te pui cu o minoră. Că ți-am spus și eu la 20 de ani, eram tot copil. Acum dacă stau să mă gândesc, nu gândeam matur. La 20, da, păi aia la 16, 17 ani. Și au greșit și părinții că au lăsat-o. Eu zic că și părinții au lăsat-o. Nu trebuia să o lase să se ducă. Iar în partid să nu mai vină, ca să nu mai răspundă. Ca să răspundă de faptele ei, cum i-am zis lui fiimea la 18 ani. Fii atentă, că până acum răspundeam noi părinții. De aici încolo, fii atentă ce faci. Că nu mai răspundem noi. E, dar eu am fată cu minte. Seamănă cu masa. Dar nu știu ce face în rest. E, are iubit, are, nu face prostii. Marca e student aici la AS, la Relații Economice Internaționale. Și în limba engleză face facultatea. Aia, anul 2? Este urmărită, taică s-o urmărește mai mult. Decât bine. Și foarte bine, că un copil trebuie, că nu se știe, că noi le dăm educație. N-ai copii și nu știi. Noi le dăm educație, dar dacă intră într-o gașcă cu droguri, cu astea... Acum cu atâta, dar n-a intrat, că i-am arătat eu o fată care era drogată și ea... Eu aș știu ce să-i dau exemple sau să-i arăt. Uite, vezi? Fii atentă. O vezi pe asta cum aia e? Asta e drogată, nu știe unde merge cu traseul 1. O să vezi că nu o să coboare cu noi la metro. Că făcea așa aia. Zic, vezi că nu știu, nu știe unde merge. Și într-adevăr n-am coborât la metro.